Ok, bună seara! Bună seara! Am avut plăcerea, datorită dumneavoastră și soției dumneavoastră, să descoperă această platformă nouă internațională care a lansat un proiect care nu am cuvinte, o să fie wow! Și sunt foarte mulțumită! Mulțumesc frumos pentru această oportunitate! Ok, ok, mulțumim! Dacă sunt persoane care au o anumită experiență sau anumite lucruri, în acest sens, vă rog să activați microfonul. Suntem aici, repet încă o dată, în calitate de antreprenori, în calitate de lideri. Consider că cele mai multe persoane dumneavoastră este foarte important să oferiți această parte, să săriți în față. Săriți în față, să fiți văzuți de oameni. Bună seara, intru eu. Bună, bună! Deci, eu când am început în mediul online, căutam fel și fel de soluții de, ca să învăț, să promovez, să mă descurc în mediul online. Ei, pentru asta am descoperit că îți trebuie niște bănuți frumoși ca să faci chestiile astea. Și pentru unele am și dat bani frumoși ca să învăț. Când am descoperit Team Build Club și am văzut că îți oferă platforma ca să nu mai vorbim și ca membru gratuit, nici nu a stat pe gânduri. Deci am intrat cu full option. Și nu îmi pare pe loc. Da, da. Deci, cu toată forța înainte. Și cu toată încrederea. Da, da, mai ales că știam că cine este în spatele acestei afaceri. Adică dumneavoastră. Super, super. Acum nu sunt eu, este Alexis Thomas. El este fondatorul companiei, dar important, oricum, vreau să te felicit și pe toți, absolut toți, cei ce într-adevăr ați oferit atenție, deci aveți un focus să înțelegeți despre acest potențial, că într-adevăr veți vedea că merită. Repet, primul lucru ce merită este că veți putea integra multe soluții, cum zicea Gheorghe Moldovan, de business aplicabile pentru fiecare. Ok, dacă mai avem alte persoane. Bună seara! Bună seara, bună seara! Eu? Ela. Da, deci eu prospectam, da, pentru afacerea în care sunt și am întâlnit-o pe doamna Ancuța Anca. Așa. Și mi-a spus de această platformă. Eu sunt o fire curioasă, da, îmi place tot ce este nou, am intrat, am văzut și da, chiar îmi place și voi continua. Foarte mulțumesc. Felicitări. Foarte important acest aspect, cum spunea Mihaela, deci se confirmă ce spusesem încă de la început. Sunt multe persoane încă care caută oportunități, care probabil e ceva care, nu știu, nu și-au găsit ei, că e pentru ei acel lucru. Gândiți-vă, acest potențial este pentru orice persoană. Tocmai de aceea, pe secțiunea ghiduri, avem opțiune să puteți, la rândul dumneavoastră, promovați și să dați informația. Dacă sunt, ok, alte persoane, vă rog frumos, haideți, curaj. Spiritul ăla de lider din voi, unde este? Ia să vedem. Hai că știu că sunteți mulți cu super potențiale. Curaj. Domnul Valer. Valer, da. Ia să vedem. Uite, Gheorghe Ștefan Giurcă vrea să vorbească poate. Bună seara, mă numesc Giurcă Gheorghe Ștefan din Deva. Sunt o fire foarte visătoare, dar am învățat un proverb în 90, adică o reclamă la televizor. Dacă vrei, poți să ajungi oriunde. Exact, așa este. Super. Putem învăța din orice lucru și putem ajunge unde dorim. Ok, vrei să vă numesc eu? Așa, vă iau pe rând. Așa, Surul Romulus, ia să vedem. Haideți, curaj! Fiecare sunteți... Poate că nu poate vorbi că conduce. Da, e posibil și asta. Ia, Lena Vancea, ia să ne zică ceva. Are emoții, cred. Mai timidă. Ia, activează microfonul, că nu e activat, numai un pic. Hai să vedem. Sunt puțin emotivă. Sunt într-un MLM de un an de zile și... Am progresat destul de mult
adică chiar mult, și la un moment dat, de vreo 2-3 luni încoace, nu mai pot să facă scrie. Nu mai am, nu știu ce s-a întâmplat cu mine, chiar nu mai pot, dar fac numai eu plățile, adică plățile, fac eu numai pe mine comenzi și rest nu mai pot face nimic. Și am și stagnez. Am căutat ceva să mă pot, să mă mișc dintr-un loc așa, să nu stau pe loc. Și un prieten din altă companie mi-a spus să vezi că putem să facem publicitate și pe altă firmă și hai să vezi despre ce este vorba. Am participat la un Zoom și când am văzut ce se poate face aici, am rămas 100% că voi fi și voi face parte din acest program. Eu spun program. Și mi-am cumpărat cel mai mare loc, diamant, chiar pe loc, a doua zi. Și fac parte și din programul 1 și vreau să mă duc mai departe. Felicitări! Din proiectul. Vă mulțumesc tare mult! Foarte bine, bravo! Bravo, bravo! Ok, haideți, îndrăzniți! Activați-vă microfonul! Gândiți-vă, persoanele din echipele noastre v-ar putea vedea intervențiile pe care le aveți și vă spune, ok, cu tare era acolo, au vorbit, da? Face parte din strategia de comunicare ce o putem învăța aici pe platformă. Faptul de a fi activ în comunicare când suntem pe Zoom, de exemplu. Okay. Vreau să spun ceva. Eu din fire sunt zodia rac, sunt foarte emotiv, adică foarte, foarte introvertit. Dar când vreau să-mi pun ceva în minte, adică sunt un fel de nebun, nebun pozitiv. Da, da, da. Foarte bine, așa este. Ok. Super. Ia să vedem cine mai poate vorbi. Unii poate sunteți în familie, unii sunteți. Cine mai poate interveni pe această opțiune de... Uite, mai avem și multe persoane, nu i-am văzut. Bună seara! Bună seara, bună seara! Cristina sunt eu. Tot l-am auzit pe Ghiță vorbind, că sunt în echipa lui. Eu sunt începătoare la maxim în MLM, nu mă pricep să racolez. Dar îmi place ideea asta că nu trebuie neapărat să găsești persoane. De-aia sunt și gold azi. Mi-am luat și loc în proiectul 1. Și întrebarea mea era, de fapt, pentru dumneavoastră, cât durează poziționarea aia pe locuri? Ca și timp. Păi poziționarea aia va continua lună de lună, lună de lună. Să dea Dumnezeu toată viața cât trăim și copiii noștri. Aha, am înțeles. Da? Deci gândiți-vă, ca și cum a spune... că vorbim de acest proiect numărul 1, da? Este un serviciu, un program, la fel cum ar fi Zoom, să zicem. Doar că este program pentru a îți aduce prospecți. Păi cât, cine ar vrea vreodată să-și oprească programul sau firma respectivă? Nimeni, nimeni. Pentru că vorbim, suntem bazați pe un serviciu. Ok, super. Bine, ok, dacă sunt... Haideți să dăm drumul, facem amestec, recenzii, întrebări, răspunsuri, îndrăzniți. Mă aud? Da, 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 se aude. Numele meu este Elena Părva și nu sunt de foarte mult în acest business, dar de la prima prezentare în Zoom, internațional, am zis, asta este ce căutam de fapt, pentru că avem cursurile de care avem nevoie ca să ne dezvoltăm. Și am înțeles că afacerea asta are un potențial imens și am ales să-mi iau pachetul Diamond. Wow. Iar am auzit și de proiectul 1, am fost și mai entuziasmată pentru că va fi de senzație. Deci nimeni cred că nu o să aibă instrumentul pe care noi o să-l avem, pentru că noi, unii dintre noi știm mai multe despre... de la Alexis, mă refer. Exact. Deci va fi ceva doar să stați... aproape, ca să vedeți despre ce este vorba. Exact, foarte tare, bravo! Foarte bună intervenție. Felicitări, Elena, și mulțumesc că ai ales să fii în echipă la mine pe această cale. Tu știi că de fiecare dată te-am ales pe tine și știi și de ce. Da, mulțumesc! Da, da. Foarte bine, uite, să fac declarații aici. Wow. Să nu se înțeleagă greșit, noi suntem mai mult. Împreună, business, stai liniștită că
Îmi dau seama, pentru că același caz e și cu mulți alte persoane, multe alte persoane l-am văzut. E normal să fie așa și e foarte bine. Pe termen lung, aceasta este cea mai bună opțiune. Să lucrăm cu oamenii ce le oferim maximul de încredere. Da, noi spuneam că am urmărit în toate proiectele și de asta zic să nu se înțeleagă altceva. Da, da, da. Nu, nu, și eu îi fac aceeași declarație, Lughiță. Așa că să fie clar. Majoritatea de aici suntem, majoritatea suntem în FOD. Majoritatea de aici. Așa, dați reclame acum, dați acolo. Nu suntem majoritatea, am fost. Eu am fost. Proiecte, dar să nu facem publicitate acum pentru alte da. Proiecte. Un lucru foarte important este următorul. Eu vă zic, indiferent cum s-ar fi numit compania respectivă, un lucru tot este. Păi tot dacă tu nu te puneai să aplici anumite lucruri, tot trebuie să faci tu munca ta și treaba ta. Ideea este să înveți anumite lucruri și să le aplici. Da, da, da. Ok, super, super. Așa, dacă mai sunt persoane ce doresc să intervină, ai curaj sau e frică că sunteți înregistrați, am impresia. Acum mi-am dat seama, asta era problema. Da, că este înregistrare. Când este înregistrare. Bună seara. Apa, hopa, hopa, pe cine avem aici? Camelia, bravo, super. Oamenii care lucrează în sistem MRM sunt oameni curajoși. Așa. Nu au frică, sunt oameni tenace, sunt oameni inteligenți. Proiectul acesta, că venim și din alte sisteme, că promovăm și alte sisteme, acest proiect ne-a adunat din alte sisteme pe toți și ne-a reunit aici. Exact. Este minunat acest proiect. Super, mulțumim, mulțumim. Minunat și pe termen lung. Adică eu nu-l văd ca pe o afacere care să se termine într-un an. Foarte bine, așa este. Acesta este punctul cel mai și tare. Și tocmai din acest motiv trebuie să știi din capul locului, uite, moldovan Gheorghe zice, mi-a luat cuvintele din gură. Mă bucur și cred că mulți gândim, dacă nu toți, mulți gândim așa. Din capul locului trebuie luat taurul de coarne, cum s-ar spune, da? Și să faci lucrurile așa cum trebuie făcute ca să fie cât mai eficient, pentru că ne aflăm aici, ca și în alte locuri, dar acum vorbim de această afacere minunată, pentru a ne rotunji veniturile. Da. Nu am venit de dragul cuiva, nu am venit pentru cineva, nu am venit de hatârul cuiva, să fac o favoare cuiva. Am venit pentru a obține independența financiară. Exact. Așa este. Succes tuturor! Succes, succes tuturor! Mulțumim mult pentru intervenție. Apropo, da. Ce spunea Camelia. Dacă mai e cineva, repede să mai intervine. Da, da, eu vreau să punctez ceva, că așa. Nu trebuie să ne temem, să ne fie frică, pentru că fiecare companie, fiecare business are ceva unic. Și noi trebuie să intrăm să învățăm de colo leacă, de colo leacă, din favoarea noastră. Deci putem face mai multe business, nu ne oprește super. Nimeni. Super, da. Dar acum, unul dintre avantajele foarte mari în ceea ce privește platforma TV Club, este că nu sunteți condiționați de nimeni, da? Față probabil de alte afaceri. Deci nu ești condiționat, vai Doamne, n-am voie să dau linkul meu, n-am voie că totul trebuie să treacă prin anumite filtre. Acum, în ceea ce privește, cum spusese Camelia mai devreme, și anume că suntem, nu știu expresia, adunați din multe alte afaceri, dacă privim partea asta pozitivă și potențialul pe baza căruia împreună ne focalizăm cu această platformă Team Build Club, da? Ținând cont, aici fac și o precizare, că Alexis Thomas, care personal îl știu deja de câțiva ani bunicei, faptul, perseverența lui, implicarea lui, aplicarea lui, contactele lui, olala, n-am cuvinte să spun câte și mai câte, ați văzut un exemplu acum recent, nu au trecut mult timp, nu știu,
5 zile. Adică erau persoane în care, așa cum am spus, noi avem și alte platforme cu care am lucrat și erau venite de prin alte. Au fost și s-au lăsat de acolo și unde credeți că au venit din nou? Tot la Alexis. Ce a zis Alexis? Asta mi-a plăcut. Vezi, nu mai știu, Marin sau nu știu cum o chema pe respectiva. Încă sunt aici, da? E fantastic, da? Deci să-i spune persoane care acum un an de zile, știți cum e, acum e cazul oricăruia dintre noi. Ne rătăcim, să zicem, prin tot felul de oportunități în lumea asta online și afacerilor și după un an de zile rătăcind și rătăcind, tot la el a venit și a zis, wow, ce ai făcut acum, e și mai tare și pare rău că n-am fost pe fază când ai avut acel proiect de la început, să zicem. Gândiți-vă la lucrul ăsta. Și deci acesta este o super mare garanție bazată pe fapte, oameni buni. Deci o garanție bazată pe fapte că acest om, care este fondatorul companiei, la fel de bine ar putea să se arate că stă numai pe iahturi încasând bani, cum fac alții, este prezent de 3 ori pe săptămână alături de noi. Și uneori stai și te gândești, frate, cum mai suport ăla să răspundă de 7.000 de ori la aceleași întrebări? Că uneori îți sări din pepe, să zice. De ce? Pentru că este pasionat, așa cum a zis. Pasiunea lui este să ajute cât mai multe persoane să reușească în domeniul online. Acum, un alt avantaj care ar mai fi și în care mă regăsesc și eu, păi pasiunea cam aia o am și eu, din totdeauna. Deci este să ne ajutăm cât mai multe persoane să reușim. Da? Iar cu ce venim în plus față de toate aceste lucruri, este că această platformă, nu doar că, să zicem, te poți promova, faci și ești cu alte persoane, publicitate, nu știu ce, este o bază de unde poți învăța foarte multe lucruri ce le poți integra pentru afacerea ta în domeniul de social media. Pe tavă, chiar și membrii gratuiți au acces la anumite ustensile. Deci gândiți-vă la lucrul ăsta. Doar luați-vă timpul necesar. Iar în mod progresiv, pentru că nu este ușor și mai lucrez și cu alte persoane ce vor deschide alte țări, voi căuta cât pot, cât ține de mine și știți foarte bine unii din voi, pe lângă faptul că tot ce este oferit acolo, eu am creat un grup care au tradus toată strategia aia, este un grup creat, unde deja am început să dau acces progresiv, așa cum pot, la persoane, da? Pe baza căruia cu acel grup învățați să vă parametrați profilul. Cum începe să faceți schimbarea? Eu vă zic un lucru. Dacă facem un business și noi nu avem profilul nostru adaptat cu pretenția că noi facem business, cum vom influența alte persoane să facă business cu noi? Nu? E baza, e minimul. Ei, și acest minim vă este disponibil versiunea limba română, ceea ce voi vedeți în engleză acolo. Eu am creat versiunea limba română pe grupul respectiv. Da? Eventual, dacă vreți, vă voi trimite linkul acelui grup, da? Ce a fost creat. Chiar vă rugăm să ne trimiteți. Da, da, da. O parte dintre voi deja au accesat. Unii am început binișor. Câte schimbările au loc foarte rapid. Bun, depinde de perseverența voastră. Nimic nu se face fără dorința voastră de aplicat. Iar progresiv, așa cum am spus, este această posibilitate ca fiecare dintre noi să putem într-adevăr impacta. Și simțind noi, bă, tata, am luat un anume program, folosesc o platformă, dar am învățat pe bune lucruri, aplic lucruri. Da? Și atunci nu vorbim doar de chestia că faci un business așa cum este. Fiecare pachet, așa cum zis, are o valoare. Deci imediat voi intra pe grup și voi da foarte mare atenție pe acest grup, pentru că în acest grup voi integra persoanele, deci să vă trimit link-ul aici, va trebui să încep să lucrez personal cu fiecare. Da? Personal cu fiecare. Acesta este grupul, da? Deci grupul se numește, vă dau partaj de ecran imediat. Învață cum să câștigi bani online utilizând profilul tău Facebook. Da? Totul pleacă de aici. Ei, această versiune de strategie vă este disponibilă normal în limba engleză acolo. Dacă ai avea Basic, Gold, ce mai, Silver, Gold, dacă ai lua una câte una, acolo ele sunt pe bucăți. Ei, eu ce am doar în acel grup? Este clar, pasul 1 trebuie să faci asta,
pasul 2 cu tare, pasul 3 cu tare. Deci este un lucru pe care, bineînțeles, fiecare le poate integra. Gândiți-vă, doar pe baza acestei schimbări pe care o veți începe să o aplicați, oamenii din jurul vostru de business ar putea fi impresionați, da? Impactați. O, cum ai făcut Cristina? Cum ai făcut Lena? Cum ai făcut Daniela? Da? Cum ai făcut Dana, Camelia, Elena? Cum ați schimbat moldovan? Vreau și eu. Și eu zic, ok, hai că-ți arăt cum. Deci tu arătând altor persoane, deci îi ofer suport și măcar trebuie să zici, ai la noi cu afacere, câștigi și bani. Pentru că el vă zice, da, trebuie să-ți iei o licență gol și înveți alea. Dar vorbim aici despre o schimbare aplicabilă rapidă, da? Nu vorbim și pe baza unui suport foarte, foarte important pentru fiecare persoană. În funcție de deschiderea fiecare. Acum vă zic un lucru. Dacă cineva doar zice, a, păi sunt curios. Sunt curios acolo, dar sunt doar curios și așa. Fac mențiunea cei ce intrați pe grup, răspundeți la întrebări. Pentru că trebuie să vorbesc personal cu dumneavoastră. Deci la întrebări de genul, număr de telefon, pentru că am creat un grup de WhatsApp special pentru oamenii ce vor să învețe, da? Și adresă de e-mail, în cazul în care am o informație foarte importantă, vă pot trimite ceva cu privire la ceea ce continuăm cu acel grup. Ca să nu mai zic că de acolo, din acel grup, este creat și vă reamintesc pentru cei ce nu cunosc încă o dată, deci platforma Leader Boost, ce a fost creată, este creată cu mult timp înainte de Team Build Club, doar ca idee să înțelegeți o chestie, și este 100% aplicată pe metoda de promovare, de impact, de tot ce vreți să spuneți dumneavoastră în social media. 100% și Team Build Club, repet, are un model de platformă pe baza căruia noi deja am avut și alte proiecte. Ok, deci hai să vă dau aici încă o dată aici, probabil ne vom opri dacă nu mai state întrebări. Deci acest model, de asemenea, pentru a fi pe această platformă, trebuie doar să învățați să aplicați. Da? Fiecare persoană îi se oferă propriul profil, da? Poți avea propriul tău profil, iar orice persoană ce are propriul profil, uite, de exemplu, să dăm așa, ia uitați, îți poți promova, de ce nu, și alta face. Da? Pui o secțiune despre, să fii contactat în social media, uite, poți, uite, promovează Team Build Club, linkul, bineînțeles, personal de registrare și tot așa. Și această versiune, nici măcar nu trebuie să fii membru Gold ca să fii aici. Dar trebuie să înveți, în schimb. Da? Vrem să fim siguri că oamenii învață. Nu, ce vreau și eu aici. Păi ok, hai să fim siguri că știi cum funcționează. Iar pe această platformă, cum vi-am arătat aici, Team Build Club România, sunt de la membrii Gold în sus. Da? Pentru a-și promova propria lor afacere. Oricum, intenția mea, în rând, este ca oamenii să fie formați, să învețe. Poți avea opțiunea doar să zici, ok, vreau să intru acolo să promovez, dar nu știi cum se promovează și nu știi anumite dedesubturi, dar ai opțiunea să și știi multe dedesubturi tehnice în care devin competențele tale și după care le distribui cu alte persoane. Gândiți-vă la lucrul ăsta. Da? Ce e mai tare? Doar să folosești o opțiune de promovare și nu știi cu ce se mănâncă, sau să înveți tu cum să te promovezi, să te pui în față și în același timp, câștigând o asemenea competență, o vei putea duplica. Deci tu vei fi pus în față ca lider cu contactele, pardon, cu echipa ta, dacă ai echipă, da? Sau cu contactele tale. Și este mult mai puternic. Una e să spui cuiva, păi cum ți-ai făcut cu tare lucru? Ce, nu știu, cineva mi-a schimbat, uite așa, da? Și atât, și eventual vino și tu acolo. Și alta e să spui, știi, eu am făcut lucrul ăla. Eu am învățat. Dar spune, cum? Păi uite, de la Team Build Club, acolo. Păi ce trebuie să fac? Păi uite, înregistrează-te și tu și înveți și aplici. Și îți dau acces mai departe. Okay?